Tony, am ajuns la momentul ăla în care se făcea umor pe timpuri. Am o singură chestie, vreau să te întreb neapărat despre spectacolul de la, din Canada, de la Kitchener. Dar de unde știi tu de asta? Am vorbit la un moment dat la SRC, ne-ai povestit, nu mai știu unde am fost plecați noi. Și a fost povestea, eu cu Neamțu avusesem spectacol, dacă mai ții minte, undeva în Cluj, cu băiatul ăla, trebuie să-i facem brațele, de n-avea brațe pe bune. Și ți-am zis noi că am fost penibil. Și a zis tu penibil și a zis, vă spun eu, doi spectatori și unul beat. Și a zis, nu, nu există. Și după ce ne-ai povestit, noi am zis, băi, sunt inventate, Tony. N-are. Au fost multe faze. Și te-ai jurat, ai zis, nu, spectacol din Canada, de la Kitchener, acolo a fost... A fost unul dintre momentele cele mai penibile din cariera de scenă pe care am... pe care am avut-o. Să știi că a găsit-o și Alex, adică mi-a colegii de la Divertis, deci în turneu în Canada. Se făceau și orașe mici, nu numai Toronto și Montreal, mai erau și de-astea, sate, sarmale de-astea, cu 100 de spectatori, cu, ca să mai iasă acolo ceva, să mai știi. Foamea mare. Și am ajuns în localitatea Kitchener. Și aia, de unde... Băi, știi Toronto, știi Montreal, știi Ottawa, Kitchener. Ok, Calgary, Vancouver, minunat, dar Kitchener, ce e Kitchener? Băi, și ne-a dus la impresarul, a zis, bă, e rezervat sala de spectacol într-un bar. Băi, noi spectacole în bar nu prea am mai dat. A fost așa, o experiență. Era o noutate. Și într-adevăr, un bar mic, mic, fără scenă, fără... Acolo, printre mese. Am descărcat aparatura pe care o aveam, aparatura de sonorizare. Dar ce să sonorizez dacă erau doi spectatori? Noi eram 12. Eram 12 artiști. Cu impresarul 13. Cu impresarul de acolo și cu impresarul nostru 14. Deci eram ditai și vindeam casete video la în pauză. Da. Păi, nene, aveam doi, unul care nu știu, nici nu știu dacă era român, că n-a zis nimic. N-a, că poate era un canadian care stătea și el acolo să bea o cafea. Da. Măi, și era asta un cetățean român, într-adevăr, care stătea la prima masă, restul gol, dar repet, erau cinci mese goale. El stătea așa și urmărea spectacol. Spectacol, o oră jumătate, spectacol. Nu l-ați mai scurtat și voi. Păi, dar noi trebuia să facem spectacolul, că asta era meseria. Am înțeles, da. Că e un spectator, că s-o sută... Tu îți faci treaba, cap coadă. 5.000? Aia e, okay. Îți faci treaba. Păi, și am început. Bună seara, stimați spectator. Bine ați venit la spectacolul grupului Divertis. Suntem pentru prima oară. La Canadianu, cred că era în localitatea Kitchener. Și ăsta stătea așa, avea bere în față, așa, băuse și înainte, că noi l-am găsit trotilat. Și asta, și să uita, să, băi, și de, să dai de ceasul morții, să smulgi un zâmbet de pe fața unui bețiv. E cea mai grea muncă din greu, îți spun eu. Și COVID-ul e mai blând decât asta. Deci omul nu... Nimic. Deci am făcut interviurile, glumele, tot ce știam. Că nici nu... Și la un moment dat intră pe scenă colegul Valentin Dare, care are un număr cu vioara, da, și cântă un soi de potpuriu, încurcând melodiile, trecând dintr-o piesă în alta, deci încurcând genurile, folclor cu muzică clasică, da, cu muzică ușoară, cu așa, o chestie. Foarte haioasă și de mare, mare succes la sălile normale. Și a terminat ăsta, pam, pam, mă, și la, după ce a terminat pastilă, omul ăsta are așa o revelație. Are un fior, ceva, da, l-a trezit atins, ceva, da? Și zice... Mai fă o dată. Înțelegi? Bă, bis! Și s-a apucat chiorul și a mai băgat o dată aia. Băi, noi eram pe jos, eram pe nu jos cred, de râs. Era ceva de incredibil, dar și ăsta... Da, și a cântat pasca, te-a rupt. Înțelegi? Și am încheiat, dar la urmă, stai că am uitat un amănunt extraordinar de important. N-a spus mai fă o dată. A zis așa,
Bocherini, mai fă o dată. Bocherini. Bă, știa de Bocherini. Păi era în Canada, era plecat de mult. Luigi Bocherini, ăla știa de Bocherini. Bocherini mai fă o dată. Cel mai mare violonist, violoncelist din istoria muzicii. Întrupat în pastilă, care are trupul ăla lui. Bă, și a fața aia. A încurcat care... instrumentele. Bocherini, violoncelist, pastilă, violonist. Nu contează. E tot acolo, tot coardă. Bă, ne-a câștigat respectul. Corect. Când a zis Bocherini, gata, s-a terminat. Înțelegi? Și am zis, bă, merită, ducem spectacolul până la capăt, orice ar fi. Și asta s-a și întâmplat. Am ieșit pe ușa din spate la orbă, că de rușine știi cum actorul, când, actorii când dau kicks, nu ies prin față. Da. Să-i vadă lumea, ne-am să dea autografe. Neamțul să... avea o vorbă după fiecare spectacol ratat de improvizație sau semi-ratat, era tăcere și zicea... A fost un spectacol corect. Știa că n-a ieșit dacă... Îți dai seama câte amintiri frumoase avem împreună? Da. Ai citit amintiri din pribegia lui Neagu Giuvara? Povestiți de copilăria. Ce înseamnă copiii ăștia care sunt neam de viță nobilă cu pedigree în care zic ei cum se ascundeau pe după bonă și așa și noi avem asta. Da. Mai ții minte, mă, când că am pus geaca în căcat. Da, și când vomitai la gard și eu ți-am dat drumul și te-ai dus cu capul în gard și da. Erai să... Îți pare rău că nu suntem invers, nu suntem de viță nobilă, nu suntem de partea de prinși, de partea prințului. Nu, nu-mi pare rău de nimic din ce s-a întâmplat. Ar merge o melodie. Nu. Nu-mi pare rău de nimic, că m-am, doar, că m-am bătrânit un pic. Cum era? Cum zine? Tinerețe cum... nu pleca, mai rămâie în viața mea. Și mai era aia cu de ieri am lăsat tutunul și mi-e tare greu. Dar nu l-ai lăsat. Dar ce zice tanti Mioara de la Virbălău? Că? Că de mă las de băutură, doctorul mi-a spus că pământul mă mai ține 10 ani. De nicotine era. De nicotine, exact. De mă las de nu nicotine. Nu m-am gândit la băutură, că am băut... Zi cu cam cât crezi că împinge la piept Iohannis. L-ai văzut cu poza de la... E bine. Are boss, are păi el cât are? El are cam vreo 95 de kg, 100 așa. E înalt. E înalt boss, e bine. Îți place cum se îmbracă? Da, mă, mie îmi place de el, mă, ca om așa, îmi place foarte mult. Care sunt lucrurile care te atrag la Iohannis ca președinte? Că... Păi, are fața așa de... Da. Vă sparg. Așa, doi. Vorbă așa. E fit, gagiu. Și îmi place, mă, e modest. Are peroade. Peroade, are o peroadă așa. Când e modest, o peroadă așa. Și mai sunt două, că făcusem cu mâna așa. Ce ai făcut, câte mai e? Două. Două. Mai place de el că... Nu știu, mă, că nu place de nevastă. Îmi place că e liniștit așa. E. Nu se bagă în clip. Da, da. Nu te întrerupe. Nu, ea zice la final, noi așa ne-am gândit. Da, exact. Da, așa. Și altă... Altă acest. Ce? A auzit un președinte doar de 4 lucruri. Îmi place foarte mult. Da. Dar cât crezi că împinge la piept? 100. 100? Cam așa. Păi dacă tu îți împingi greutatea, poți fără să împingi greutatea. Lejer. Ce pârț, băi, ești nebucine. Tu, poate tu o să faci pârț când... Dar tu cu cât împingi? N-ai avut niciodată pârț când ai ridicat ceva de jos? Nu. Păi strângi, mă. Ți-ai ieșit cu pepenele, știi? În lift? Da. Da. Când a făcut prr, tot. Da, când am tras de pepene și am speriat-o pe doamna, de era soția. Deci tu dai seama că tu la sală, tu de-aia te duci singur la sală. Că tu dai... Nu mai trag la sală cu mur, că am făcut pneumotoraxul, de-aia l-am făcut. Lasă-mă că tu nici n-ai tătă pneumotorax, tu l-ai bara aia goală. Da, păi are 18 kg aia. 20, spun eu. Că eu am făcut sală mai mult. Care e diferența între 18 și 20? 2 kg, băi, ești nebun la cap? Știi cât înseamnă? Și dacă iau două bărdare de 40 și două de 18? Unde le ții, mă, în mânuțele alea? Nu contează. N-ai aia și îți vin pe față. Da, da, da. Tu făceai așa cu alea. Te puneai pe bancă și făceai cu bara goală. Aia o fac și eu la încălzire. Da. După aia spuneai două de alea de 5 și erai, mamă, rup sala în două. Bă, tu ai văzut ce făceam eu cu Costi, mă, ești nebun, că de-aia, la un moment dat am fost fiar. Bine, dracu, v-ați oprit. Ți-am zis ce am făcut, ce prost am fost cu Costi atunci? Nu. Deci era o sală de cartier. Unde erau greutățile făcute din roz, zimțate, din ce, nu era, da. Că era 20 de lei pe lună. Așa. Și eu trăgeam cu Costi acolo, eram doi leșinați, slăbănoci, și ăștia erau de ăștia, bă, ce dracu faci, mă, greutatea așa să tragi? Și îmi spui, da, cât? Și îi spune, dracu, greutate, calma, că vrei să faci, mă, și ia niște de la El Carnitin. Și am luat El Carnitin, mâncați. Ai luat mult? Am luat, aproape 6 luni, am luat El Carnitin, mă lăsați nici de țigări și făcusem așa, dar aici nu mai aveam gât.
Era umflat, mă, tot. Dar când asta, Mihai, scuză-mă că te întreb. Când s-a întâmplat? În Costi poate să spună, prin 2012-2014. În 2012 aveai tu ceafa asta mare și dar erai mare. Dar n-a fost mare. Mult, a fost 6 luni. 6 luni, ai avut da, ceafa asta mare și brada. Da, mă, stăteam în Titan, Costule. Treabă-l pe Costi, că eram bine de tot. Dar să-l întrebe Costi. Da. Dar tu în Titan cu cine stăteai? A? Cu Costi. Cu Costi stăteai în cameră? Nu stăteam, mă, stăteam cu o fată atunci la... Și eu nu mă vedeam cu tine. Nu ne vedeam noi? Nu te-aș fi recunoscut, îți dai seama cum zici că arătai cu ceafa aia mare și cu brandul ăla. Mă, făcusem mușchi aici, mă. Făcusem mușchi. Da, făcusem mușchi, eram bine, dar bine, aveam burtă de aia de bodyguard de stăpân. Și mâncam. Ți-a plăcut mâncarea de mic? Cremvuști. Nu. Ce cremvuști? Ce vrei, mă, să zic? Nu, nu zic, mă, nimic. Zi, mă, cu cremvuști, mă. Nu, mă, nu. Hai zi, că acum i-ai spus și lui Ana cu cremvuști și face Ana o mișto de mine cu cremvuști că mă duc la Giurgen. Păi trebuie să știi că e fina mea, să știi care e treaba. Păi știu, mă, dar tot timpul zice... Ai cumpărat favorul sexual de la propria ta iubită cu cremvuști? I-ai cerut experiențe inedite, dându-i 10 cremvuște meta de porc. Nici nu erau meta pe vremea. Recunoaște. Capul friu. Ți-ai folosit iubita în scopuri sexuale după ce ai hrănit-o cu cremvuști? Dar nu de-aia dădeam cremvuști, mă. Bă, nebunule. Mâncam eu și mânca și femeia lângă. Te mai întrebat. Ai trecut pe de vale cu cremvuști în ziar și când noi ai sunt te duci cu cremvuști, tu ai zis dă-te dracu de proști și te-ai dus înspre ea. Și după ce ai încins cremvuști într-un ibric și aia mânca cu muștar și fără pâine, că n-aveați, tu ai produs favorul sexual ei? Da. Ce bărbat de la noi ai fi vrut să fii dacă nu ai fost tu, Mihai Wright? Niciunul. Pe bune, n-ai niciunul care să citeți, bă, mi-aș plăcut să fiu ca asta. Adică la citeți? Atunci din toată lumea, all over. Deci, ce bărbat ai fi vrut tu să fii dacă n-ai fost tu bărbatul Mihai Wright? Tom Hardy. Ți-ar fi plăcut. Și dacă ai fost să fii femeie? Asta, Charlize Theron. De ce? Îmi place mie, de aia. Azi dai seama că tu ai? Deci ai făcut-o pe Charlize Theron acum? Ultima perătură, tu știi ce fac ăștia cu ea la Hollywood? Cum e că tu ai dat aia pe poartă, adu-o și la noi! Ia vreo fă-ncoa! Auzi, lumea nu știe, dar tu ești un foarte mare iubitor și amator de bancuri foarte proaste. Da. Și aș vrea să ne zici și nouă un top 3 bancuri cele mai proaste. Bă, m-ai omorât, dar unul nu ți ajunge, mă? Nu, vreau să, vrem să vedem care e părerea ta, că tu ești expertul, trebuie să ai 3 preferate. Deci bancuri proaste. Da. Este cu primul. Da. Este Ileana Cosânzeana. Da. Cu Făt Frumos. Ileana Cosânzeana, știm, era leșinată, știi? Moartă, da. Și ăsta o trebuie. Ileana, ești vie? Asta nimic, moarte. Ileana, ești vie? Nimic, strigă de vreo 4-5 ani. Ileana, ești vie? Și la un moment dat să asta. Da, și de ce nu faci struguri? Știi? Da. Dacă ești vie, și, trebuie să faci struguri. Și încă două? Și încă două? Da. Cu bulă la școală, că trebuia să zică, să se costumeze în plante. Am venit unul margaret, unul ghiocel, unul... Și el a zis, a venit bulă la școală înfipt cu o țeavă de duș în cur. Da. Cu tot, cu para așa. Și a zis, bulă, tu ce ești? Cum, copac? Ce copac ești? Cur cu duș! Cam avea duș înfipt în cur. Da. Aoleu, cât de prost e ăsta! Și al treilea? Stai că m-a omorât ăsta, că nu mai știu al treilea. Cum nu mai știi? Zi, mă, că ți-am mai zis. Mai floci? Mamă, ăla este the shit. Știi? Zi, că știi? Eu le știu, deci, știi și ăsta cu... Era un pop într-o biserică și avea un cățel pe care îl chema Mai Floci. Și în biserică vreau o babe. Și preotul la un moment dat, el în slujbă, n-ai floci, ieși afară, că el tot intra în biserică, mai ieșea câte o babă. N-ai floci, ieși afară, mai ieșea câte o babă. Și la un moment dat a rămas o singură babă. Și a zis preotul, n-ai floci, am zis să ieși afară. Și a zis, părinte, eu pot să mai rămân, că mai am vreo doi. Nu crezi că stand-up-ul te-a dus în situația asta în care să te sune cineva să zică te invităm la un eveniment să spui poezia repetabilă la povară?
Adrian Păunescu. Da, cum ai ajuns în situația asta? De ce crezi că te-au sunat oamenii? Era un regizor, m-a sunat, m-a întrebat că văd mers să zic o poezie, că mă caută o doamnă care ar vrea să spună poezie. Am spus da. Și i-am dat numărul, da. Că sună. A sunat femeia și a zis, bună seara, domnul Chivu, da, aș vrea să spuneți repetabila povară, Adrian Păunescu. Da, doamnă. Eu învățând textele foarte ușor, cum știi, de la filmări. Da. Te-ai apucat de treabă. Cine are părinți pe pământ aia, nu? Da. Când aveți, zic, când e evenimentul? Mâine dimineață. Păi stați, domnule, că n-am timp să nu învăț. Te-a luat din scurt cu armării. M-a luat din somn. Da. Și zic, stați că, și a zis, puteți să citiți. Să citesc și îmi dați 100 de euro, da. La ce oră? Dimineața la 7 voi ia mașina. A venit o mașină, a coborât șoferul, mi-a deschis ușa, am urcat în mașină, plecăm. N-am vorbit cu el, că zic, un prost normal că mi-a deschis ușa. Femeia mi-a zis să mă îmbrac elegant, frumos, serios, la costum, de preferat. Nu știai ce eveniment e la 7 dimineața? Nu. Plecăm. Poezia aveai notată, învățată? Dar normal eram cu, era așa, a patru pe dintre aia, cu arc. Eram, o țineam așa, deci am plecat misiune. Și ieșim din București. Și zic, să mor eu, deci ce facem? Îmi ia rinichiu, că am zis că mă duc eu să zic o poezie, deci gata, trafic de organe, prin Bulgaria se mai întâmplă. Și ieșim din București și zic, nu vă supărați, unde mergem? Și el a conducea așa, s-a uitat în oglindă așa la mine. Atât, zic, gata, e clar, gata, am terminat. Ajungem la... Am uitat cum se cheamă mănăstirea. Cernica? La Cernica. Așa, coborâm, mergem în spate, biserică, două dube de jandarmerie de alea mari, murise un colonel. Nevasta colonelului m-a chemat să zic o poezie. La mormântarea colonelului. La mort. Dar nu ți-ai zis asta la telefon. Nu, hai să spui o poezie, asta 100 era de euro. Ocazia, 100 de euro. Și când ai văzut că e mormântare, n-ai dat să te întorci? Nu, păi nu mai puteam, erau aia... Na. Erau pregătiți, cum ar veni. Și tu cu poezia învățată. Albaștri, deci. Și am intrat frumos, mi-a zis doamna, când îți fac așa, dai drum. Gata, doamna. Ai, în biserică era treaba? În biserică. Eu mă uitam deja, zic, mamă, ce acustică bună. Nu a mai zis nimeni poezii în biserică. Mm-hmm. O să fiu primul, o să fie frumos. Și te-ai pus lângă doamna sau lângă preot? Eram pe mâna ei dreaptă, în spate aici. Da. Decedat-o așa, defunctul. Popa acolo. Și la un moment dat, amanta defunctului, că a avut și el, e de-aia sunt colonei, au și mai multe gagici, nu știu ce făcea pe acolo și asta a luat-o de păr și a zis, firie care ai făcut și ai dres toată viața. Nevastă s-a luat colonel. Nevasta colonelului de aici peste defunct, uite așa o dea capul de scriu, m-a luat popa și a zis, bă, eu mă duc să mă rog, dă-i pe toți afară, vino și stai lângă mor, că nu e bine să stea singur. Și eu am zis, nu sunt familia, și a zis, ieși acum. Ăla a dispărut, i-am dat pe toți afară. Pe ea, se băteau ca amanta, dezlega nodurile sau ce făcea. Da. Aici nu mă bag, pe zona asta nu sunt. Păi... Da, cu vrăji, mă rog, ok. Și îi dau afară și am venit lângă mor, cum mi-a zis popa. Și am vorbit cu colonelul și am zis, frate, nu te cunosc, nu știu cine ești, nu ești tata, nu ești mama, nu ești rudă cu mine, dar mi-a zis popa și îmi pare rău că ai murit. Mintea mea, eu în relație, doamne, de ce m-ai pus în situație? Iese din sacristie de acolo popa, vine la mine, zice, du-te, adu-i pe din toți. Din ce iese popa, mă? Din sacristie, unde se pregătește el, acolo, în spate. Că el acolo s-a dus să se roage, la așa? El, în casa lui, acolo. Da. Și vine și zice, adu-i înapoi și zile așa, dacă se mai întâmplă ceva, îi dau afară cu tot cu mort. Gata, șef. M-am dus, i-am dat tristă adunare, intrăm, dar dacă se mai afară, nu mai suntem cu minți. Bă, mișto autoritatea aia de popă. Bă, să zice așa, să ieși afară, zice, alo? Și tot zice, da, e mișto. Era ca un țârcovnic, așa, mic, da. La costum, cu eu cu poezia. Intră toți, are loc în mormântarea și să ia mortul, să-l ducă la groapă. Și o întreb, doamne, poezia. Și când îți fac așa, zic, gata, doamne. Poezia repetabilă la povară de stare, poezie de suflet, da, nu poți să... Da, începe brusc. Da. Și ajungem la groapă, un vânt afară și îl pune ăla, aruncă părintele cu pământ, Dumnezeu să-l odihnească și îmi face aia. Bad. Eu acum unde să mă duc? Popa în față, normal, ca artist te duci tu să-l atași centru și m-am dus lângă popă, lângă crucea acolo, ușor așa. Da. Și ăsta zice, ce faci, mă? Și zic, trebuie să zic ceva. Ce să zici? Am citit ceva. Păi dar popa nu știa până atunci că tu trebuie să spui poezia. Nu știa nimic. El te-a luat din familie, sută, cum ar veni. Da, dacă sunt cu ăștia. Și zice, bă, aici doar eu sunt autorizat să vorbesc. Sunt preot, tu n-ai nicio treabă. Domnul n-au să trebuie să... Ia zi-mă o poezie. Bă, și am început. Dragii noștri, dragi părinți. Bă, bătea vântul. Bă, și plângeau ăia. Bă, și ziceam, și plângeau.
E interesantă zona, un anti-stand-up. M-am gândit să-mi fac o firmă de asta. O funerară și o să zic o zi. Țipai. Cine da. Are părinți pe pământ, nu un gând, mai aude da, și... Da, da, așa, da. Și ai zis-o până la capăt? Băi, au rupt. Da, acum, na, eu, da am rupt. Nu pot să-mi fac firma, îți imagine, nu merge. Cât ți-a dat suta aia de euro? Ți-a dat înainte sau după? După poezie, plângând. Ți-a palmat? Mi-a dat, mulțumesc frumos, la revedere. Popa vede. Plec și zice, alo, ce faci? Zic, mă duc acasă, vin încoa, nu mai vin, la revedere. Deja eram un pic așa, fiecare cu meseria lui, zice, vezi că e păcat dacă nu vii la pomană. Bine. Și ne urcăm, stăm la pomană, zice, unde vrei să stai? Au ei acolo o sală de pomană. Păcat dacă nu vii la pomană. Era zi de post. Am înțeles, te-ai dus și la pomană. M-am dus la pomană. Păi a zis că așa e creștinește. Da, părinte, nici 80, taci mă, că mă și mănânc și 100 de euro și mâncat, taci da. Că e bine. Și zice, unde vrei să stai? Și zic, acolo, uitați un loc liber. Și a zis, nu, stai aici. Ăștia aveau două practicabile, era masa lor. Și m-au pus unde acolo. Unde stăteau ăștia, unde preoții, stăteau popii. Da. Și zice, sarmale. Erau de post. N-am mâncat în viața mea sarmale de post. Am luat prima gură, am rămas cu sarmaua în gură. Băi, unde-i carnea? Și ăsta zice, ce, nu-ți place, nu-ți place sarmaua de post? Și zic, dar de ce ești grasă? Îți place dulce? Colivă, îți place? Zic, pe colivă rup. Sunt numărul unu pe colivă. Trista adunare. Artistul nostru, care atât de frumos a zis, îi place coliva. Cine vrea să-i dea porția de colivă? Și toți au făcut. Au ridicat una, normal. Și el a zis, hai să luăm pungile astea. Am luat și a pus, uite așa, pungi. Coliva frumos. Mi-a pus punga pe masă, o lingură și a zis, poftă mare, Dumnezeu să-l odihnească. Și am mâncat la colivă și așa m-am îngrășat. Zice asta, ai duhovnic? N-am. Ce e aia? Să vii să vorbești cu un popă, păcatele tale. N-am. Zice, vin o săptămână viitoare, luni la 10, aici ne întâlnim. Bine. Era o perioadă tare grea, n-aveam bani. Și zic, bă, drumul cam lung, 20 de lei, dus întors, Dristor, Cernica, înapoi, zic, ok, mă duc la el, zic, da, părinte, hai să te spovedești, hai, cum facem? Stai jos pe bancă, da. Ia zi, mergi cu băieții? Zic, poftiți? Cu băieții, cum stai? Zic, n-am, nu, bă, nu. El te-a întrebat de păcate și tu i-ai zis păcate. De păcatul tău cu da. Bicicleta. Ai furat ceva? Da, când era mic, nu cărucior furasem. Am furat un cărucior de la o scară vecină și când mă plimbam cu el pe strada mea și m-au prins proprietarii căruciorului și când m-au prins am făcut pipi brusc odată pe mine. Zic că asta e rușinea și păcatul meu. Lasă-mă asta. Dar cu femei? Ce cu femeile? Zic, bine, așa. Dar cu femeile, că te-am întrebat de băieți cu ele, nu umbli pe la altă parte, așa? Să zic, no, păi de ce să umblu la ea să o chinui? Mai chinui pe unul. Dar vrei? Nu vreau, domnule, dar zic, vorbind așa, principial, ce sens ar avea? Am înțeles. Bă, asta e bună, cu băieții, nu. Dar vrei? Da, știi? A fost episodul ăla cu Johnny Gay, da. Știi? Da, și zice, hai că ne vedem săptămâna viitoare, că ești un caz greu. Hai să-mi bag picioarele. Pe cum a decis el că ești un caz greu? Păi dar nu aveam păcate, nu ieșeau păcatele, nu vorbeam, eu trebuia să-i dau ceva acolo, trebuia să-i dau un cazier gros. Bă, și a stabilit întâlnirea următoarea luni. Următoarea luni, încă 20 de lei în minte. Eu în minte atât aveam, 20, 20, 40, băi bobo, și am fost până s-a făcut vreo 100 de lei. Deci am băgat până într-o zi când a zis, bă, uite care-i treaba, nu o scot la capăt cu tine, cu Dumnezeu e în felul următor, îi ceri și îți dă. Zic, bine, ok. Zice, nu, da, cere-i ceva. Zic, las că-i cer eu. Păi nu, cere-i acum. Că eu de asta, eu sunt aici lângă tine. Și zice, uite, du-te așa la gardul bisericii încolo și du-te și cere-i lui Dumnezeu ceva. Zic, bine, acum, acum. Și am plecat că exact într-un episod ăsta în care nu știi textul, nu știi, te duci și zici, băi, ce filmăm, ce tragem, du-te, du-te. Și popa se uita, eu mă întorceam așa la el și el spune, și ajung la perete, pun mâna pe perete așa. Popa era mic acolo, nu-l mai vedeam. Era și ăla zice, bag. Și zic, Doamne, câți proști au sărit gardul. Zic, ăsta e varsă, s-a ghei, că sunt, că fac. Zic, dacă ăștia sunt oamenii tăi, zic, e clar că ești ăsta. Că și ăsta prostul ăsta zice, Doamne, că să-ți cer ceva, că să-mi dai. Eu acum am venit și eu, nu știu, de vreo ce să cer. Că n-am sănătate, dar ăsta a zis să cer ceva concret. Eu am venit de vreo 5 ori și eu cred că e cam 20 de lei drumul dus întors, 5 ori 2, 10. Deci vreau și eu 1 milion de lei. Și mai vreau și eu pentru ce a mai fost așa de țigări și de ranjul meu încă 1 milion și 500 așa să fie bonus. Doamne, hai, Doamne, ajută-mă. 2,5 milioane. 250 de lei. Asta e cerut lui Dumnezeu la gardă. Asta am cerut eu lui Dumnezeu. Concret. Acolo la gardă, numele lui ăsta care m-a forțat că du-te cere lui Dumnezeu ceva. Și mă duc la el, în timp ce mergeam spre el, două babe îi pupă mâna, îi dau o hârtiuță, ăsta ridică sutana, bagă. Ajung la popă, zic, gata, bravo, ai văzut? Zic, n-am văzut. Zice, hai că ne vedem lunea viitoare.
Și zic, da, dacă ne vedem lunea viitoare, zic, hai, lasă la tine 100 de lei, dar zic, încă de 20 de lei nu mai vin. Hai, la revedere, părinte, la revedere. Hai. Și plecăm așa, ca în filmele cu pistoale, așa, și ăsta zice, auzi, Mariuse? Și eu zic, ce vrei? Și ăsta bagă mâna în buzunar, ia vino mă încoa. Mă duc la, da, mă, ce? Andrei, era da, mă, deja, nu mai era investit, păi părinte, da, sărumâna. Ce vrei, mă, Andrei? Da. Ăsta scoate hârtia, desface plicul, la, plicul babelor, era 100 de lei. Se uită la mine, se uită la sută, se uită la plic, zice, bagă mâna, ridică de din coace, mai scoate niște bani, avea pumnul plin de bani așa, și mai ia, se uită la mine, a mai pus 100. Eu mă uitam la el, băi, am jucat cel mai bine din viața mea, dar eu eram, ce faci, ce e asta? Ce faci, ce nu merg banii în fața mea sau... Și mai au una de 50 și zice, și a hârtia, bă, tu ai cerut 250 de lei? Bobo, m-am căcat pe mine. Nu că de ce n-am cerut mai mult. Bă, m-am făcut de căcat, nu știu cine-i Dumnezeu, dar în fața lui zic, băi, băi, nu se poate. Vorba, eu când ți-am zis, tu ai zis, nu am au microfoane. Nu e, e talentul ăstuia lui Popa. Ce talent, lui? Mă, cum a făcut să audă? Nu știu, nu știu, mă, nu știu. Eu zic că acolo unde te-a trimis, te-a dau un punct și tu ai pus mâna până ai declarat și microfon. Mă, nu unde e becul ăla roșu acolo, dar la gard. Dar chiar e o chestie ciudată. Babele a pupat mâna în timp ce veneai tu spre el. Da, da. Eu știu de unde a ieșit 100 de la 100 babe, de lei, din... a ieșit din plicul cu babele. Cu... Și cred că pe plic scria baba aia care a fost mai aproape de tine, a zis, nu cred că scria era, așa, era 100 sau cred că mai mult, dar n-am auzit bine. Cum o să audă babele și... bine, mă? Da, mă, da, auzit aia, mă. N-aud babele. Babele zic că n-aud, dar el aud. Cum? Și cred că asta i-a zis. 100 sau mai bine, părinte? Și el de-aia s-a gândit la tine. A mai pus 100 și te-a așteptat. Bă, asta am zis-o și la stand-up. Ăsta e stand-up, mă, să te duci să vorbești că Dumnezeu ți-a dat 250 de lei. N-a râs, mă, nimeni, erau toți. Păi nu e, mă, de râs. E ideea cum s-a întâmplat să-ți dea 250 de lei fix cât ai cerut. Nu știu. Dar dacă ăsta e Dumnezeu, ce ai? Dar și ce am făcut cu banii? Mm. M-am dus, am făcut plinul, da. Mi-am luat țigări și 50 de lei am ținut de buzunar. N-am mințit cu nimic. Și de atunci eu nu mă mai joc cu Dumnezeu. Ce dă, aia e, să fie primit. Vrei haina de pe mine? Ia-o. Las care el grijă. Nu, mă, mi-e frică, nu mai fac așa ceva. Nu mă joc cu treaba, adică nici nu m-am jucat, dar nu lua în derâdere, sau ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple.